Bine v-am regăsit, domnilor și domnilor, la o nouă ediție a știrilor Mondo TV. Toate punctele termice de pe raza municipiului Petroșani sunt pregătite să dea căldură. Asta doar dacă sistemul de termoficare centralizat va fi repornit, pentru că termocentrala de la Paroșeni și-a întrerupt activitatea până cel mai probabil la 1 noiembrie. Cu toate că societatea de termoficare din Petroșani era gata să plătească chiar în avans pe luna octombrie. Temperaturile au scăzut simțitor și sunt îndeplinite toate condițiile legale de furnizare a agentului termic către populație. La fel sunt gata și punctele termice și s-au verificat toate instalațiile ca să nu existe disfuncționalități. Din păcate însă magistrala e goală și asta pentru că de săptămâna trecută și până la 1 noiembrie nu se va furniza agent termic. Mai mult, Complexul Energetic Hunedoara a cerut chiar plata înainte pe luna octombrie. Noi am lansat, SC Termoficare S.A. Petroșani a lansat o comandă către CET-ul Paroșeni, către Complexul Energetic Hunedoara, referitor la repornirea sistemului de încălzire în municipiul Petroșani, cerere prin care am solicitat repornirea, având în vedere condițiile atmosferice care se văd că sunt impun repornirea, începând cu data de 7 a lunii în curs. În urma solicitării noastre am primit un răspuns de la Complexul Energetic Hunedoara prin care ni s-a comunicat că ni se va onora această comandă în condițiile în care se va face plata integrală referitoare la cantitatea de energie pe care noi am comandat-o. Și chiar dacă au fost gata să plătească în avans, abonații din Petroșani stau tot în frig. Asta chiar dacă toți sunt pregătiți să dea deja căldură. Noi am zilele care s-au scurs, am făcut și încărcarea instalațiilor, în sensul de a pregăti dacă în cazul în care ar mai fi ceva probleme să le rezolvăm înainte de pornire, și noi suntem pregătiți. Singura problemă este că, din păcate, răspunsul care a venit este că pornirea respectivă nu poate avea loc datorită probabil și lipsei cărbunelui și drept pentru care se va amâna această repornire cu 2 săptămâni. Așadar, într-o zonă în care oamenii muncesc ca să scoată cărbune, termocentrala nu are stocul necesar. Complexul Energetic Hunedoara nu lucrează suplimentar în zilele de sâmbătă și duminică, nici nu agrează importul de huilă, iar singurii care au de suferit sunt oamenii din locuințele branșate la sistemul de termoficare centralizat. Toate cele 4 grădinițe din Petroșani vor avea centrală pe gaz. Este o măsură de urgență impusă de problemele ce au apărut în sistemul de termoficare și care sunt cauzate de faptul că termocentrala de la Paroșeni și-a suspendat deocamdată activitatea. Investiția va fi finalizată în cel mai scurt timp pentru ca micuții din grădinițe să nu înghețe. Școlile și grădinițele sunt acum o prioritate pentru petroșani din cauza că frigul impune luarea unor măsuri de urgență. Asta spune primarul Tiberiu Iacobriții, care a alocat deja suma de bani necesară investițiilor măcar pentru grădinițe și lucrările vor fi gata în cel mai scurt timp. Faptul că nu se va furniza agent termic până la data de 1 noiembrie, cel puțin la acest moment așa știm, ne obligă pe noi să găsim soluții alternative, cel puțin pentru școli și grădinițe, pentru că noi toți suntem pe sistem centralizat de furnizare agentului termic. Asta înseamnă o investiție de aproximativ 20 de miliarde de lei vechi în aceste instalații, bani pe care nu-i avem în acest moment. Am găsit soluții de aproximativ 3 miliarde prin care să dotăm grădinițele, cele 4 grădinițe din Petroșani, cu centrale pe gaz. Mai este nevoie de bani și pentru școli, dar nu mai sunt bani în buget, iar adresele trimise către Ministerul Economiei nu au dat rezultatul scontat. De altfel, primarul din Petroșani spune că va face acum adrese ca să primească banii necesari pentru a monta centrale pe gaz în toate instituțiile de învățământ și asta cât mai urgent posibil. Vom face adrese la Consiliul Județean, la primul ministru, la Ministerul Dezvoltării și la Ministerul de Finanțe, să ne se acorde aceste sume de bani în regim de urgență, astfel încât să putem să asigurăm căldura în școli, în situația în care nu s-ar furniza la parametrii agentul termic sau în situații de avarie.
Situația fără precedent în Valea Jiului a fost generată de proasta gestionare a activității complexului energetic Hunedoara. În plus de săptămâna trecută, termocentrala de la Paroșeni a fost oprită total și nici apă caldă nu va mai fi furnizată în sistem centralizat. A plouat cu peste 50 de litri pe metrul pătrat, dar doar în zona de vest a Văii Jiului și responsabilii de la Apele Române spun că nu este niciun pericol. De altfel, codurile de ploi, ca și cele de inundații, vor expira și nu vor mai cădea precipitații importante. Cei de la Ape chiar își iau acum și măsuri suplimentare. Precipitațiile au căzut în zona Văii Jiului torențial timp de două zile la finele săptămânii trecute, dar pericolul a trecut. De altfel, seceta a golit simțitor albiile râurilor, așa încât azi dimineață pe Jiu, în zona de confluență a celor două râuri de est și respectiv cel de vest, apa a crescut cu mai puțin de o jumătate de metru. Nu sunt probleme, a plouat într-adevăr foarte mult. Să vă dau câteva exemple. La Valea de Pești a plouat 59 de litri în două zile, iar cea mai mică cantitate s-a registrat la Iscron, de fapt la Livezeni, 10,7. Codul galben de precipitații îl avem până astăzi, la ora 16, codul galben de inundații, avertizarea hidrologică, e până la ora, astăzi la ora 24. Creșteri de nivel mari au fost 50 de centimetri pe Jiu de Vest, la Câmpul Uneag, și mai micuți a fost pe Jiu de Est, la Livezeni, 10 centimetri. La Iscrâni s-a înregistrat o creștere pe Jiu de 37 de centimetri. Repetam, nu sunt probleme. În plus, ca să nu fie acum probleme, toate albiile sunt curățate și aluviunile excavate, așa încât, dacă se produc viituri de pe versant, să nu fie pericol de inundații. Intrăm într-un program normal de gospodare a apelor. Noi ne pregătim la curățirea albiilor în caz de inundații să preia cât mai mult debit, să nu fie probleme pe cursurile de apă. Codul galben se mută în jumătatea estică a României și în Valea Jiului nu se vor mai înregistra precipitații importante. Mai sunt doar câteva zile până când minerii de la Petrila vor da ultimul vagonet de cărbune. 31 octombrie este data la care activitatea extractivă va fi gata. O parte a minerilor obișnuiți cu munca la front vor pleca la alte unități miniere și apoi încep lucrările de închidere. Echipamente de aproximativ 9 milioane de lei vor pleca de la mina Petrila spre minele viabile din cadrul complexului energetic Hunedoara, iar unitatea din estul Văii Jiului își oprește activitatea de producție. Va fi un moment istoric, pentru că de aici, în 3 săptămâni, se dă ultima lopată de huilă. La acest moment funcționează cu un abataj 434, care dă o producție medie pe zi de 250 de tone. La finele acestei luni își încetează activitatea acest abataj. Putem spune că pe 31 octombrie va fi dată ultima tonă de cărbune, urmând ca lunile noiembrie și decembrie să fie luni în care se vor face lucrări specifice pentru închiderea activității din subteran, astfel încât la data de 30 decembrie să fie închisă toată activitatea din subteran, urmând ca anul 2016 să fie dedicat doar lucrărilor de suprafață, demolări respective ecologizări. Mina Petrila este prima unitate minieră care se închide după desprinderea în două a activității miniere din Valea Jiului. Unitatea din Petrila face parte din cadrul Societății Naționale de Închideri Mine Valea Jiului, iar utilajele și echipamentele ce vor fi scoase de acolo vor ajunge la minele din cadrul complexului energetic Hunedoara, unități care vor mai funcționa câțiva ani. Peste 525.000 de lei au fost investiți pentru ca turiștii care ajung în municipiul Petroșani să poată găsi informații despre această zonă. Centrul de informare turistică de aici a fost inaugurat astăzi. Deja funcționează, dar așa cum spun cei care au creat proiectul, acesta trebuie și acreditat în următoarea perioadă. Printr-un proiect regio pe fonduri europene a fost construit la Petroșani unul dintre cele mai moderne centre de informare turistică din țară. Creat după standarde europene, construcția are toate dotările necesare, iar aici turiștii care trec pe DN66 se pot informa despre obiectivele turistice din zona munților noștri, dar și din afara Văii Jiului. Întreaga construcție a durat 15 luni și, în ciuda problemelor de ordin tehnic, finalizarea proiectului a fost făcută la termen. Ne bucurăm că am reușit să-l finalizăm în perioada de implementare a proiectului și nu a trebuit să facem un act adițional de prelungire a perioadei. Centrul nostru este, așa cum l-ați văzut, respectă condițiile din ghidul de finanțare, este o construcție circulară, ați văzut, cu două treimi parte vitrată din
geamul termopan și o treime parte opacă. Este dotat cu toate cele necesare, cu echipamente specifice și elemente de siguranță, sisteme de siguranță. Este dotat cu mobilier, cu dotări interioare și exterioare, cele exterioare referindu-se în mod deosebit la cele firme luminoase pe care le-ați văzut, cu logo România. Centrul de informare turistică a fost creat cu scopul de a promova zona turistică din Petroșani, din masivul Parânc, iar turiștii vor găsi aici toate informațiile de care au nevoie. Dar până atunci va trebui acreditat. Centrul nostru va face parte dintr-o rețea națională a centrelor de informare turistică și toate aceste centre vor trebui să fie acreditate. Avem trei persoane angajate acolo, ei deja lucrează, sunt acolo, îi găsiți acolo la centru, orice persoană care poate să intre, care dorește, poate să intre și să solicite anumite informații. Există deja un site făcut pentru centrul de informare și vom începe, imediat după încheierea proiectului, vom începe procedurile de acreditare a centrului. Turismul a fost văzut mereu ca o alternativă viabilă a Văijiului, iar acest centru de la Petroșani, poziționat strategic pe un drum național intens circulat, va atrage și mai mulți turiști. De altfel, aici vor exista pliante de la toate pensiunile care vor să-și promoveze oferta turistică, iar cei care doresc pot să le procure în mod gratuit. La final, vă invit să urmărim împreună informațiile despre vreme. Doamnelor și domnilor, acestea au fost știrile Mondo TV. Vă așteptăm și mâine la 17:30. Să aveți parte de o seară cât mai bună!